Da, James, te rog să ne prezinți realizarea de data aceasta ta individuală, să-i spunem mâna bionică. Păi, este o mână făcută la 3D printer și, fiind un prototip, momentan folosesc un corp de lemn pentru antebraț. Vorbește mai rar și mai tare. Fiind un prototip, momentan folosesc un corp de lemn pentru antebraț. Da. În antebraț avem niște motoare, da, care manevrează degetele, așa, robotului. Așa. Este făcut pe mărimea palmei mele, se poate observa că le pun așa. Da, da. Și respectiv mâna stângă. Așa. Aceasta este controlată cu un microprocesor numit Arduino Uno și, da, un Intel Edison pentru restul brațului. Restul brațului fiind de la umăr în jos, controla partea aceea. Așa. Mișcarea brațelor se face prin serverul de aflat. A degetelor, aici, da? Prin serverul din spate, da? Ia să vedem mișcarea degetelor. Se pot mișca fiecare deget individual și mai multe odată. Depinde cum sunt programate și cum sunt utilizate, fie cu potențiometre, fie prin senzor musculari sau prin comenzi digitale de la calculator. Mai mișcă-le puțin ca să vadă lumea. Da, arătătorul, inelarul. Deschide. A, așa. Așa. Perfect, perfect. Și încearcă să, uite, să apuci ursulețul acela. Oarecum. Mm-hmm. Și dacă lucrezi pe acest proiect, în ce interval de timp consider că poate să fie, știu eu, aplicabil? Păi, asta depinde de timpul dedicat, fiind și membru al echipei de FTC, da, al școlii. Nu, da, am foarte mult timp pentru a lucra la el în viitor. Ce înseamnă FTC? First Tech Challenge, care este competiția de robotică, cea mai mare din țară și la nivel internațional. La cum, la cât timp am eu pentru el, aș spune că ar fi gata maxim o lună. Așa. Dar pentru cineva care s-ar ridica zi de zi, aș spune că ar fi gata în 3 săptămâni, 2, depinde de cunoștință. Și ar putea fi aplicat în situația unui, unui bolnav? Da, s-ar putea fi aplicat, dar cu condiția că se folosesc materiale și măsurătorile făcute cu exactitate. După cum puteți observa, din inexperiență se pot observa anumite erori la degete, mai ales, da, cum, da, sunt multe bucățele micuțe, da, acesta o ia un pic în jos și acesta o ia mai sus. Uh-huh. Deci în 3 săptămâni s-ar putea pune la punct dacă, da, te ocupa efectiv numai de acest proiect. Da. Și ar putea salva un om necăjit care și-a pierdut mâna. Da. Avantajul acestui sistem pe care l-am eu aici este că el poate fi făcut în sub 1000 de lei, majoritatea brațelor prostetice fiind la peste 10.000, 15.000, dacă vrei să ai unul care chiar să și fie, să-ți amintească complet de brațul vechi, ajunge până în 100.000 de euro. 100.000 de euro. Da, și cu operații și tot felul. Da, da, da. Acesta ar fi numai montat, să spunem, dacă aș avea mâna jos de aici, s-ar monta pe mână cu o curea, da? Și niște senzori musculare atingi pe mână. Mai și ar răspunde la toate comenzile ca o mână obișnuită. Și da, cu cât ai mai mulți nervi și mușchi sănătoși după amputaj, cu atâta ai mai mult control asupra degetelor. Bine. Mulțumim tare frumos, mult succes în continuare și vom povesti după ce vă întoarceți de la București. Concurs de la București.